Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial, aplicația mobilă YouTube. Mergem în magazin Play și deschidem YouTube. Avem acasă, avem apoi Shorts, adică videoclipuri scurte și avem Plus. Apoi avem abonamente și bibliotecă. Dacă apăsăm pe Plus, putem să creăm un videoclip scurt sau să încărcăm un videoclip sau să transmitem live. Noi vom încărca un videoclip acum. Apăsăm pe încarcă. Înainte, adaugă detalii. Creează un titlu. Tutorial. Aplicația mobilă. Adaugă o descriere. Tutorial. Aplicație. De înregistrare. A ecranului. Apăsăm înapoi și vedem că titlu, descriere. La vizibilitate putem să dăm nelistat. Oricine are linkul poate viziona. Public, oricine poate căuta și viziona, sau privat, doar persoanele pe care le aleg, vor putea viziona. Lăsăm public și dăm înapoi. Este destinat copiilor. Putem să adăugăm într-un playlist. De exemplu, tutoriale realizate în proiectul CRED. Și apăsăm gata. Și încărcăm. Până se încarcă, ne ducem la bibliotecă și vedem că videoclipul nostru se încarcă. Până se încarcă, putem merge la canalul tău și aici ne apar toate videoclipuri, dacă dăm pe videoclipuri. Dar în același timp, dacă apăsăm pe gestionează videoclipurile, ne apar inclusiv videoclipurile care nu sunt publice și noi acestea le putem edita. Vedem că tutorial a fost încărcat. Putem să dăm click pe el. Da, este încărcat. Dacă dăm pe săgeată în jos, vedem câte aprecieri și câte vizionări. Bibliotecă. Videoclipurile tale. Editează. Deci, am scris titlu, descriere, vizibilitate, locație, dacă dorim, adaug o etichetă și vom scrie tutorial, lum, înregistrare, da? Și am adăugat mai multe etichete. Și apoi dăm salvează. Videoclipul nostru a fost actualizat. Deci mergem în bibliotecă. Bineînțeles, dacă utilizăm versiunea de
browser, pe un calculator sau pe un laptop, putem să edităm fiecare videoclip audio și video. Putem să îl tăiem, să-l facem mai scurt. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, cred.